doare mijlocul, a stat și el cortat, a stat în aia. Bine, acum dumneavoastră le faceți inventarul, că eu vă spun ce am găsit pe traseu. Și în magazinul v-am dus? Ba da, le-am cărat și pe alea. Le-am cărat în secții, doamna Negu, tot. Păi dacă vă spun că am muncit de dracu, m-a luat. Zicea directorul, bă, nu se poate, mă, a spus cineva, mă, unde, mă, că le-am adus înapoi și le-am luat, le-a luat, le-a luat, le-a luat, s-o dreacu de treabă. Și dacă le-am pus și eu le-am luat din secție, că mă duc că mi-a luat bidonul ăla, ce dracu, bine, ieși. Păi n-ați văzut că m-a întrebat, dar ce le-ai luat, mă, de acolo? Păi dacă am asigurat ușile, am, da. Aia, ce dracu, cât ne... Înăuntru cu levierul, da, rupt iala. Nu, 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 ei, știți ce o să fac? O să mai iau un cot și o să sudez și la ușile astea mari un cot. Așa am zis și eu. Gigele, cum era ușa? Te-ai făcut curuce? Eu am rămas șocat când era. Nu, eu nu intrasem înăuntru acolo, doamna Negu. După aia Lucian zice, nu, că trebuie să-l cărăm și pe ăla. Cu care mă pe ăla? Eu am crezut că numai aici am găsit pe câmp. Da, 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 da. Dacă nu te duceai, Lucian lua tot. Da. Deci dacă nu... Da.